În Germania, în landul Baden-Württemberg, unul dintre cele două care au relații economice cu România foarte puternice, o româncă sărbătorește alături de soțul ei, membru al Bundestagului și de ambasadorul României la Berlin, Emir Hurezeanu. Toți trei sărbătoresc Ziua Națională. Oana Kirchbaum a adus acolo o parte din țara ei, unde se pare că nu există nicio mașină care să circule pe străzi fără să aibă măcar o piesă fabricată în România. Oana Kirchbaum. Mă simt foarte mândră că sunt româncă și în Pforzheim avem o comunitate foarte mare de români activi și care au adevărata identitate națională și cred că ăsta este cel mai important lucru, să ne întărim această identitate națională care e foarte importantă și mai ales că avem cele mai multe motive să fim mândri că suntem români. Ce va fi în programul zilei de astăzi? Noi am avut ieri, pe 1 decembrie, o acțiune caritativă pe care o susținem de 8 ani de zile. Vindem produse românești, iar banii îi donăm pentru scopuri caritative și ăsta este și motivul pentru care nu am putut sărbători ieri Ziua Națională, dar având în vedere că și Berlinul a sărbătorit-o miercuri și München o sărbătorește mâine, nu considerăm că e o greșeală că o sărbătorim astăzi, dar în orice caz o să avem meniu cu produse românești, sarmale, ciolan cu fasole, cârnăciori și mici, toți aduși în România, inclusiv pâine de casă, vinuri românești și plăcintă cu dovleac și plăcintă cu brânză dulce și stafide. O să avem program artistic. Marcel Pavel, Maria Dragomiroiu sunt oaspeții noștri și vor susține un program artistic. Ne pregătim pentru o zi minunată. Doamnă, pentru dumneavoastră o româncă asumată, pentru că ați adus din România în Germania produse românești, pentru că duceți mai departe flacăra românească și peste granițe. Ce înseamnă România și ce înseamnă români? România este o parte din sufletul meu. Acolo am trăit și am învățat și am studiat și locul acesta este neprețuit pentru mine și România este o țară care este încă nedescoperită și asta este și scopul meu, să o fac să fie descoperită. Pentru acest lucru organizez în fiecare an o excursie în România cu persoane din Germania care nu au călătorit niciodată, pentru că cred că cel mai bună modalitate de a înlătura prejudecățile este să vizitezi țara și să cunoști oamenii. Asta este cartea noastră de vizită. Soțul ei, Günther Kirchbaum, președintele Comisiei pentru Relații Europene din Bundestagul German, spune că s-a îndrăgostit atât de mult de România încât vacanțele și le petrece aici. Îmi place țara, dar întâi de toate aș vrea să vă felicit pentru ziua de ieri și, din câte am aflat de la soția mea, sunt multe lucruri de care puteți fi mândri. Este o țară minunată cu peisaje fantastice și din punct de vedere turistic cred că se află printre țările campioane. Și probabil cel mai important este că România este deplin integrată în Uniunea Europeană și în NATO. Cu doar câteva zeci de ani în urmă, doar câțiva oameni credeau în potențialul ei. Dar astăzi avem multe lucruri cu care România să se mândrească. Your wife told me that, soția dumneavoastră mi-a spus că sunteți sau vă simțiți puțin român. De ce? Să vă dau doar un singur exemplu. Noi suntem foarte exacti, dar când ești căsătorit cu o româncă, până și timpul poate fi interpretat drept flexibil. When you talk with, când vorbiți cu ceilalți colegi ai dumneavoastră din Bundestag, ce le spuneți despre România? Când vorbesc cu colegii mei, le spun că România este o țară cu foarte mare potențial. Le povestesc și despre zonele frumoase, turistice pe care țara le are și când vorbesc despre români, le spun că sunt oameni minunați. Dar, când privesc spre politica din țara dumneavoastră, trebuie să recunoaștem că ea este guvernată sub potențialul său. S-ar putea face mult mai multe, dar despre toate acestea probabil că nu ar trebui să vorbim astăzi, după Ziua Națională, pentru care vreau să vă felicit. La rândul său, ambasadorul României în Germania, Emil Hurezeanu, spune că relațiile economice ale României cu landurile Baden-Württemberg și Bavaria aduc țării noastre foarte mulți bani. Șansa noastră a românilor din Germania este că Germania, fiind un stat federal, deci dincolo de capitala propriu-zisă la Berlin, unde am început seria aniversării centenarului României moderne, avem încă 15 capitale de land și fiecare land german are propria lui personalitate, dincolo de propriul guvern și propria sa diasporă. Am ajuns și la Pforzheim, unde am fost și anul trecut, unde există una dintre cele mai active, mai vii, mai atașante și atașate de țară comunități românești, vorba de
de societatea româno-germană care a împlinit 11 ani. E condusă de Oana Kriegbaum. În sud-vestul Germaniei, aici unde e Stuttgart, Karlsruhe, Pforzheim, trăiește o diasporă românească foarte puternică, tradițională, de decenii, care și-a împrospătat mereu rândurile. Cum este văzută România și cum sunt văzuți românii în Germania, una dintre cele mai mari puteri în momentul de față de pe glob? Românii sunt a doua mare comunitate și cel mai bine integrată în același timp a unei țări europene, membre a Uniunii Europene, din Germania, după cea poloneză. Avem și cel mai mare număr de medici străini din Germania, sunt românii. Toate aceste date pot să ne fie nouă nefavorabile și sigur că va trebui la un moment dat să fim atenți cu toții în ce măsură Europa înseamnă nu numai brain training, adică plecarea celor mai buni sau a celor care vor altceva, ci și brain gaining, adică cum câștigăm și recâștigăm. Am aflat pe surse, cum spunem noi în presă, că Baden-Württemberg alături de landul Bavaria sunt landurile care au cele mai puternice relații economice cu România și tot pe surse am aflat că n-ar exista nicio mașină germană în Germania care să n-aibă măcar o piesă românească, așa este? Da, vă pot confirma eu în mod cât se poate de oficial. Avem un comerț bilateral cu Germania, îndeoseb prin landurile pe care le-ați menționat. Aici sunt marile firme de automobile care, într-adevăr, au deschis filiale în România ultimilor ani. Noi avem relații economice cu Germania într-un singur an de 30 de miliarde. Ele au crescut cu 3 miliarde în ultimii ani, mai mari decât are Germania cu India și aproape la fel de mari ale Germaniei cu Turcia, care are 70 de milioane de locuitori, care are o diasporă de 4 milioane de turci în Germania și așa mai departe. Asta spune ceva despre relațiile noastre. Este motivul pentru care, de altfel, vreau să fiu prezent de